Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitata mea din această seară este doamna profesor universitar doctor inginer Elena Mereuță, prorectorul Universității Dunărea de Jos Galați. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, mai ales că în această perioadă la Universitatea Dunărea de Jos se întâmplă lucruri foarte multe. Universitatea este implicată în foarte multe proiecte care au ca scop educația și cercetarea, iar unul dintre aceste proiecte la care Universitatea Dunărea de Jos participă este Consorțiul Universitaria, reuniune care a avut loc zilele trecute. Când? Da, este adevărat. La sfârșitul săptămânii trecute, o delegație a universității noastre a participat la Constanța, la această reuniune a Consorțiului Universitaria, din care facem parte. Sunt 9 universități foarte mari și nouă ne place să credem că suntem cel mai reprezentativ consorțiu, pentru că mai sunt și altele și alte universități s-au asociat în astfel de consorții, dar al nostru este cel mai important pentru că acoperim mai mult de jumătate din cadrele didactice din România și din studenți. Deci, însumând tot ceea ce avem ca resursă umană și ca și studenți, depășim jumătatea numărului total pe țară. Sunt 9 universități mari în acest consorțiu, Universitatea București, ASE București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Constanța, Iași, mă scuzați, Constanța, Universitatea Ovidius, care a fost și gazda acestei reuniuni, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Craiova și, nu în ultimul rând, noi. Vorbim doar despre universități din România. Din România. Acesta este un consorțiu al universităților românești. Noi sperăm ca toate rezoluțiile pe care le adoptăm cu ocazia acestor întruniri să se concretizeze în măsuri legislative pe care le propunem și în Consiliul Național al Rectorilor și mai departe către Ministerul Educației și către legiuitori. Pentru că, evident, scopul este de fiecare dată acela de a aduce plus valoare și de a îmbunătăți activitatea de la, din învățământul superior. Care a fost tema de discuție anul acesta? Anul acesta s-au constituit mai multe paneluri și, de fapt, de fiecare dată la toate aceste întruniri, cei care participă lucrează în paneluri de specialitate. Eu am fost prin portofoliul pe care l-am la panelul de educație și IOSUD. Așa au fost grupate de către organizatori. Partea de educație însemnând programe de licență masterat, dar și doctoratul de data aceasta a fost inclus. La alte reuniuni, partea de doctorat a fost comasată cu partea de cercetare. A mai fost un panel pe cercetare, un panel pe digitalizare, resurse umane, management și încă un panel pe internaționalizare. Eu am și internaționalizarea în portofoliu, de aceea mi-este foarte greu să mă împart între cele două. Însă colegii mei de acolo mă țin la curent cu ceea ce se discută și cu progresele pe care le fac și pe această cale. Deci eu am participat acum la Constanța la panelul de educație și IOSUD. Care este criteriul de acceptare în acest consorțiu? Noi am fost invitați, deci au fost 5 universități mari, universități istorice, așa cum și-au spus ei. Au fost câțiva ani, doar 5 universități în acest consorțiu Universitaria, după care au decis să aleagă dintre universitățile medii, să spunem, să aleagă 4. Și noi am fost aleși, bănuiesc, pe baza criteriilor noastre de performanță, poziționării noastre în rankinguri, numărului de studenți, creștere, chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt, vizibilității noastre și la nivel național și internațional, proiectelor pe care le derulăm, cred că astea sunt motivele pentru care ne-au selectat cei de tradiție, să spunem. Sunt discuții acum pentru invitarea și altor universități din țară? Nu am auzit. Deocamdată rămân doar cele despre care ați spus. Da.
Uh-huh. Am fost, cred că un an de zile am fost membrii asociați, acum suntem cu toții membrii cu drepturi depline și nu am auzit să mai fie vreo discuție sau să se mai invite vreo universitate să mai aibă astfel de planuri. Dar panelul rectorilor, pe care am omis să-l spun, este un panel, acolo se discută lucrurile de decizie, să spunem. Noi în panelurile celelalte discutăm probleme punctuale focusate pe fiecare tematică a panelurilor. Am mai fost și un panel, am uitat că trebuie să le zic pe toate. Sigur, acum. Da. Eu am vorbit de panelurile prorectorilor, cele patru, dar au fost panelul rectorilor, panelul președinților de senat, panelul studenților, foarte important, pentru că problemele lor întotdeauna sunt prioritatea noastră. Și de asemenea și sindicaliștii și-au organizat un panel în care au discutat problemele care apar în fiecare instituție și încercăm să ne armonizăm. Noi am vrea să devenim și să facem și mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și cercetările, colaborările, să ne alegem parteneri din interiorul acestui consorțiu din care facem parte. Aceste întâlniri au loc anual? Uneori și de două ori pe an, poate, dar... În funcție de problemele care apar... Da, da, anul acesta a fost o întâlnire în martie la Cluj-Napoca și acum aceasta este a doua la Constanța, cred că la interval de 6 luni, cam două pe an. La Galați când va avea loc o astfel de reuniune? Cred că următoarea este la Iași și de fiecare dată ni se va comunica și rectorii vor decide care va fi următoarea întâlnire. Deci următoarea este la Iași, am înțeles că în luna mai anul viitor o vor face, așa s-au angajat colegii de la Iași și probabil că o să ne vină și nouă rândul. Craiova parcă nu a găzduit până acum, de când suntem noi în consorțiu, Craiova nu. Noi am mai fi, la Sibiu parcă au fost colegii, la București am fost și la SES și la universitate și Universitatea de Vest cred că ar mai fi la rând, ca să zic, dar nu știu, n-aș putea să spun. Știu sigur că Iașiul este următoarea gazdă. Spuneam la începutul emisiunii că universitatea trece acum printr-o perioadă foarte aglomerată. Chiar astăzi a venit o delegație din Malaezia la Universitatea Dunărea de Jos. Care a fost scopul, care este scopul vizitei? Pentru că e o vizită care se întinde pe câteva zile. Înțeleg. Este o vizită pregătită cu multe zile înainte și astăzi s-au întâmplat lucrurile cele mai importante. Am semnat memorandumul de înțelegere cu ei, un acord de parteneriat care vizează în primul rând colaborarea noastră atât pe mobilitatea studenților și a cadrelor didactice, dar mai ales a cercetătorilor și pe dezvoltarea de proiecte comune. Universitatea care ne-a vizitat astăzi este cea mai mare universitate tehnică din Malaezia, nu este din Kuala Lumpur, este dintr-o altă localitate, dar cel puțin din prezentarea lor ce spuneau astăzi, că dacă vreți să aflați lucruri despre Malaezia, trebuie să veniți la noi, că acolo este istoria Malaeziei. De aici începe. Suntem punctul zero, să spun, și ei sunt o universitate cu profil tehnic. Nu au, nu sunt compoziți așa cum suntem noi și avem și arte și educație fizică și științe economice și juridice și de toate, și litere, istorie, științe exacte, ei au doar inginerii. Și au căutat parteneri în, printre facultățile noastre cu profil ingineresc. Astăzi au participat facultățile tehnice și au prezentat centrele de cercetare, direcțiile de cercetare, rezultatele pe care le-au obținut până acum și chiar a fost o întâlnire constructivă. Și partea malaeziană a făcut același lucru. Eu am avut o delegație de 8 persoane care ne-a onorat cu prezența. Am semnat documentele și mergem mai departe.
În colaborare. Ce înseamnă acest parteneriat pe care l-ați semnat astăzi? Asta înseamnă că vor avea loc schimburi de experiență, că vor veni profesori din Malaezia aici la noi la universitate, studenți din Galați vor merge acolo în Malaezia? Sigur, încercăm mobilitățile de orice tip. Și pentru studenți, și pentru profesori, pentru, eu știu, obiective de predare, de nu neapărat, sau pe proiecte de cercetare. Astăzi, de exemplu, din partea lor a venit o propunere foarte interesantă de a începe să dezvoltăm proiecte mai micuțe, ca amploare, și să încercăm să cofinanțăm și noi și ei, în părți egale, un astfel de proiectel, nu cu sume foarte mari, să vedem cum reușim să colaborăm. Este pentru prima oară când ni se face o astfel de propunere. Adică eu cel puțin n-am mai auzit, adică de fiecare dată se începea o colaborare și apoi se căuta o sursă de finanțare, fie se scriau proiecte comune cu finanțare europeană sau din alte părți sau din industrie sau ei au zis că au un sprijin financiar important de la mediul economic, industria le oferă suport pentru dezvoltarea cercetărilor aplicative. Și, dar pentru început așa ne-am gândit, să încercăm să facem un proiect micuț. Acesta este primul pas pe care l-ați făcut în această colaborare. Să ne așteptăm ca în viitor să avem și studenți din acea parte a lumii aici, la Universitatea Dunărea de Jos? Avem și un acord Erasmus pe axa 171 pentru mobilitate cu o universitate din Malaezia și pot veni și studenți. Bine, pot veni și free movers, dacă doresc. Dar putem căuta și finanțare prin proiectele europene care ne ajută să ne dezvoltăm, să ne creștem imaginea și în alte țări din afara Europei, nu numai în Europa. Chiar dacă proiectele sunt europene, să spun, proiectele Erasmus. Au avut ocazia să viziteze membrii delegației și campusul mobil Răzvan? Nu, astăzi nu. Încă nu am... ei nu au o facultate de arhitectură navală. Nu fac nici cercetări pe mediu, din câte am văzut, așa cum este Răzvanul focusat. Răzvanul va fi punctul de atracție pentru un alt proiect pe care îl avem, și anume acela de a intra într-o rețea europeană, se numește Danube Rectors Conference Network. Este o rețea cu universități europene care sunt în țări prin care trece Dunărea. Are 52 de universități această rețea. Noi am aplicat anul trecut și anul acesta la adunarea generală de la Timișoara. Din fericire este chiar în România adunarea generală, am fost invitați să ne prezentăm în fața adunării generale, să prezentăm universitatea și apoi să sperăm că vom fi acceptați în această rețea. Eu am să mă deplasez și am să fac această prezentare a noastră și evident voi pune accent pe Răzvan, infrastructura Răzvan, cea mobilă care merge pe Dunăre și obligatoriu trebuie să fie toți interesați și cea fixă, evident, pentru că ele sunt împreună. Sigur, în același proiect. Asta înseamnă că cele 52 de țări de care, despre care 52 de universități, despre care spuneați că fac parte din această rețea, vor putea să facă cercetare, să vină cu cercetători și să facă cercetare pe această navă Răzvan? Exact cum vă spuneam de consorțiul universitar și în consorțiile acestea care se stabilesc pe anumite teme sau, nu le zice, alianțe, tot consorții, rețele de universități, tot așa, o să ne căutăm parteneri acolo și va fi mai ușor pentru că altfel accesezi o universitate cu care ai deja sau cu care ești în aceeași structură, să spun. Și colaborările sunt mai ușoare în acest fel. Și avem acces la ei mult mai rapid, mai pe calea scurtă, ca să zic așa. Și pentru că vorbeați mai devreme despre această delegație din Malaezia, cât de prezentă este acum Universitatea Dunărea de Jos pe harta universităților lumii? Eu zic că suntem foarte prezenți. Avem aproape 60 de acorduri cu țări din toată lumea.
60 de acorduri active, adică cele în baza cărora putem face schimb de mobilități, așa cum am spus, de studenți, de cadre didactice și nu vorbesc de cele Erasmus, că dacă le numărăm și pe cele Erasmus, sunt mai multe. Erasmus. Deci acestea sunt acorduri cadru pe care le-am stabilit și în baza cărora putem să facem aceste schimburi, colaborări pe diverse teme de cercetare, pe proiecte, organizări de conferințe în comun, orice. Am fost destul de generoși atunci când am scris acordurile cadru cu aceste universități, astfel încât dacă dorim vreodată să facem ceva, să fie posibil, să nu fie nevoie să mai facem acte adiționale sau, eu știu, alte lucruri sau să umblăm din nou la acordul cadru. Deci am detaliat cam toate activitățile pe care le putem derula în comun, inclusiv programe de studii, pentru că legea învățământului superior ne permite acum. Noi nu aveam legislație pentru programe comune cu alte țări, acum avem. Sunt trecute în lege ca și programe posibile, cu diplomă dublă, tip multiplă, triplă, câte universități pot lucra pentru a furniza un program de studii. Și o să vedem, deocamdată nu avem norme de aplicare pentru aceste forme de pregătire, dar important este că ele sunt în legislație și sigur vor exista și norme de aplicare, metodologii cadru și altele. A crescut numărul tinerilor din străinătate care aleg Universitatea Dunărea de Jos? Nu știu. Acum, noi avem în jur de 3.000 de studenți străini. Îi socotim și pe cei din Moldova în această categorie. Sunt studenți Erasmus. Săptămâna aceasta chiar a început un proiect al biroului Erasmus, Orientation Week, cu studenții noștri care au ales incoming, studenții incoming care vin din alte țări să studieze un semestru sau două la noi. Și ei au fost astăzi convocați, erau foarte drăguți toți acolo, foarte frumos. Din 37 de țări sunt studenți străini, dar ei sunt în matriculați temporar la noi, nu sunt full-time, să spunem, nu sunt studenți pentru tot ciclul de studii. Nu prea vin așa pentru întregul ciclu de studii, dar avem studenți care ne-au solicitat să desfășoare pe cont propriu, fără să aibă vreo finanțare, free movers, așa li se spune, care doresc să studieze la noi pe cont propriu valutar, să plătească taxele de aici. Avem și astfel de studenți? Da, avem țări din Africa, în general, din țări vorbitoare de limbă franceză, care doresc să vină fie la programe de masterat, chiar și la doctorat au mai fost, cei care nu au prins o finanțare pe IUF, pe bursele oferite de Agenția Universităților Francofone, și atunci au ales această variantă. Pentru că au primit descrierile laboratoarelor noastre, am văzut că sunt colegii noștri care sunt foarte bine pregătiți și care pot să-i îndrume să-și finalizeze tezele de doctorat sau lucrările de disertație, și atunci aleg și forma asta. Nu sunt mulți, dar sunt. Care este cea mai căutată facultate de către tinerii din străinătate care aleg Universitatea Dunărea de Jos? Medicina, da? Evident, da, acolo nu. Sunt o grămadă de agenții de recrutare pentru studenți care tot timpul ne solicită și ne întreabă și oferă serviciile, haideți, nu vreți? Și le spunem, da, ok, vrem, dar nu vrem să ne aduce studenți la medicină, că acolo vin singuri, nu au nevoie de agenții. Și acolo sunt cei mai mulți, adevărat. Dar informatica, ingineria, pentru că și acestea sunt domenii care noi sunt sperăm foarte să fie căutate, dar sunt și acolo, nu pot spune că nu sunt, dar nu atât de mulți cât ne-am dorit. Noi avem, de exemplu, la Facultatea de Inginerie, avem un program în limba engleză. Adică nici n-ar trebui să mai facă anul pregătitor dacă ar veni și încercăm să-l promovăm întotdeauna, pentru că nu sunt multe programe în limba engleză în universitate. Și totuși nu au fost amatori.
ca să-l rulăm vreodată. Știu că anul trecut ați organizat o săptămână internațională pentru cadrele didactice și una pentru studenți. Uh-huh. Aveți de gând să repetați această experiență? Am repetat-o și anul ăsta. A fost deci a devenit o tradiție? Anul trecut a fost în septembrie sau octombrie. Anul ăsta am făcut-o mai devreme pe cea pentru cadrele didactice, în iulie. Și au venit tot așa, doamne, au venit și cei care fuseseră cu un an înainte. Da, deci așa de bine s-au simțit și au... am creat ceea ce s-a întâmplat, ce au văzut. Încercăm așa un schimb și cultural și au venit foarte mulți. Anul trecut cred că au fost din 47 de țări, anul ăsta din vreo 43 parcă. Au participat. A fost în iunie săptămâna internațională pentru profesori și acum este asta de care vă spuneam pentru studenți. Asta e firesc să fie toamna pentru că ei atunci se adună. Se întâlnesc. Vin la școală, vin la ore. Școala, da. Început școala deja, da. Ce spun tinerii din străinătate care aleg să studieze la Galați? Ce părere au despre oraș, despre tradiții, despre școala românească? Cred că se acomodează destul de bine. Noi suntem foarte flexibili la solicitările lor și chiar dacă ei își aleg discipline, de exemplu, dintr-un pachet pe care, dintr-un program de studii pe care noi îl oferim în limba română, avem grijă ca pentru studenții Erasmus să avem și materialele în limba engleză și să facem cu ei tutoriat suplimentar. El vine la curs, dar eu dacă am 70 de studenți în sală, nu pot să le predau în limba engleză. Și atunci le vorbesc studenților în limba română și cu el rămân când are disponibilitate și fac ceva în plus, îi explic ce i-am pregătit, oricum avem și materiale pregătite. Încercăm, pentru că limba oficială a programului Erasmus este limba engleză și atunci nu avem încotro. Da. Trebuie să... Și suntem flexibili și cred că ei se simt bine, se simt protejați. Avem colegii de la Biroul de Relații Internaționale care în permanență au grijă de ei, se duc cu ei, îi duc la poliție, la oficiul de imigrări să-și facă toate documentele. Le-am pregătit un ghid ca să știe de fiecare dată unde să vină, pe cine să întrebe, unde să sune, pe cine să caute. Colaborarea dintre universitate și acest student nu se rezumă doar la actul educațional. Sub nicio formă. Nu. Ei au și câte un coordonator academic care stă întotdeauna și monitorizează și îi însoțește și la primul curs cel puțin. Vin acești studenți însoțiți de coordonator, sunt introduși, prezentați, el este student de acolo, vrea să studieze disciplina asta și nu să-l lăsați de izbeliște. Iar colegele noastre de la Birou Erasmus, nu vă spun, își fac grupuri de WhatsApp cu fiecare serie și discută și dacă sunt informații generale, le transmit tuturor ca să nu rămână cineva neinformat. Nu, eu cred că își dezvoltă o comunitate drăguță și colaborează frumos. În ce măsură aleg tinerii din străinătate care studiază la Universitatea Dunărea de Jos să rămână aici, în Galați sau în țară, la noi? Să... Nu știu, n-am auzit să fi rămas, dar își continuă mulți, vor să revină, cei care au apucat să facă un semestru sau un an la un program de licență. Unii decid să vină și la masterat și își mai pot lua și acolo o pregătire de un semestru sau de un an pe tot cu o finanțare Erasmus la programe de studii de masterat. Și la doctorat pot veni, au mai fost, la studii postdoctorale mai ales, și la doctorat, la Facultatea de Științe, pe programele de chimie, unde sunt conducători și care vin, aceștia nu vin cu Erasmus, ci vin cu finanțarea de care vă spuneam, de la Agenția Universitară, Agenția Universităților Francofone. IUF, da. Da, dar păstrați legătura cu foștii dumneavoastră studenți din străinătate? Vă scriu, vă mulțumesc? Cred că sunt colegele noastre de la Birou Erasmus care sunt foarte implicate și sigur ele au o bază de date cu toți și știu exact ce au mai făcut, cum s-au dezvoltat mai departe în carieră. Eu personal o să le cer, chiar este o temă interesantă, o să văd exact
ce au ele, ce feedback au de la cei care ne-au vizitat și dacă mai țin legătura cu ei. Când va avea loc selecția pentru Erasmus? Păi cred că astăzi au început înscrierile și cred că săptămâna aceasta toată este dedicată înscrierilor și urmează apoi selecția. Este de cei care pleacă, outgoing, da. Vorbim despre mobilitatea studenților, dar vorbim și despre mobilitatea profesorilor. Mm-hmm. Nu neapărat în acest program există și pentru profesori un astfel de program Erasmus? Da. Există. Mobilitatea nu este numai pentru studenți. Ei pot merge la studii sau să facă practică și profesorii pot merge la formare sau la predare. Deci au și ei tot finanțate prin programul Erasmus mobilități de acest fel. Unde aleg să meargă cei mai mulți dintre profesorii noștri? De regulă se duc la universitățile cu care au încheiat parteneriate anterior și unde cunosc. Nu prea s-au încumetat să meargă și în alte părți, dar în funcție de specificul universității și de formația lor, își aleg universități, n-aș putea să vă spun o țară, se duc peste tot, în Spania, în Italia, în Franța, Portugalia, peste tot, Turcia. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți prorectorul Universității Dunărea de Jos și vă ocupați de aceste probleme, să spunem, relațiile internaționale, da, de aproape 4 ani. Ce ați reușit să aduceți nou de când ocupați această funcție? Oh, Doamne, cred că a crescut foarte mult numărul de acorduri pe care l-am încheiat cu universități din străinătate. Asta înseamnă și vizibilitate, da, pentru înseamnă universitate și absolut, din... pentru că noi, de exemplu, pe cei cu care avem parteneriate, îi promovăm și avem pe site-ul universității, avem listă cu toți, cu siglele lor, cine dorește să intre pe universitatea respectivă poate afla lucruri despre ei și noi, la rândul nostru, suntem pe site-urile lor, suntem prezenți și încercăm cu ei să mergem mai departe și să nu ne oprim în punctul acesta doar de a încheia acorduri, ci să încercăm să facem și ceva în plus. Cred că asta ar fi. Apoi, alianța asta de universități europene în care am intrat, alături de alte 9 universități, și sperăm să obținem și finanțare din proiectele Erasmus, dintr-o finanțare Erasmus. Avem o competiție la care s-a deschis acum colul, care se închide pe 6 februarie, se închid depunerile de proiecte și să sperăm că vom avea și succes să obținem și finanțare. Aici filozofia acestor alianțe de universități europene este una puțin diferită, pentru că la nivel european se dorește ca studenții și cadrele didactice dintr-o astfel de alianță să fie studenții ai alianței, cadre didactice ale alianței, adică să fim o mare familie. Și asta înseamnă o mobilitate mult mai ușoară a studenților. Mă duc să fac 2 cursuri acolo. Un fel de Schengen al universităților. Da, un fel de Schengen, da, exact. Da. Noi acum, cei care suntem în alianță, suntem foarte diferiți. În alianța asta este și o universitate care este online în totalitate, și care are un număr fabulos de studenți din toată lumea. Este o universitate din Spania. Când am auzit că studenți sunt, am zis, wow, nu, dar noi suntem online. Prima oară, când aveam discuțiile acestea în care abia ne cunoșteam, să spun, și fiecare afla despre celălalt. Deci, iată, o universitate care e atipică. Toate celelalte suntem universități cu prezență, cu campus, cu... Ei nu au campus, au un campus virtual, că au doar o clădire administrativă și atât. Așa au fost și înainte de pandemie? Da, din toată lumea au fost așa, da. Bine, dar nu școlesc pe specializări din astea reglementate la nivel european, medicină, în niciun caz, deci merg pe socio-umane mai mult, care se pretează mai bine la forma asta de învățământ online. Și fiind vorbitor de spaniolă, am găsit în toată lumea studenți care să le urmeze cursurile.
În decembrie vor avea loc alegeri pentru rector, dar și pentru viitoarea echipă. Vă doriți un nou mandat de prorector? Oh, eu știu ce să spun. Eu cred că mai am treabă de făcut și sper ca cel care va fi rector să-și dea seama că mai am treabă de făcut și nu mi-am terminat treaba. Eu sunt la al doilea mandat, primul a fost doar pe didactic. Acum am primit în portofoliu și asigurarea calității și relațiile internaționale, e un mandat mult mai complex. Sper să considere și ceilalți că eu m-am achitat de treburile care mi-au fost stabilite și date de către domnul rector și oricum alegerile sunt în decembrie, însă mandatul rectorului începe în februarie și abia după aceea, după ce începe mandatul și nominalizează echipa și își desemnează prorectorii. Da. Ce a rămas nefăcut? Ce urmează să faceți dumneavoastră? Ați stabilit strategia pentru următorii 4 ani? Eu aștept cu interes normele și metodologiile, cadrul și tot ce mai trebuie făcut pentru ca această lege a învățământului superior să poată fi implementată. Pe partea didactică sunt o grămadă de lucruri de făcut, că în afară de programele acestea cu diplomă dublă, multiple, de care vă spuneam, mai este învățământul de scurtă durată, care nu are încă norme. Mai sunt formele de pregătire ale profesorilor, pentru care de asemenea nu există norme, pentru că au apărut duble specializări cu scop didactic. Deci se pare că profesia asta de dascăl va fi reglementată foarte bine și vor apărea, cel puțin așa am înțeles de la domnul președinte Bunoiu, care a făcut parte din panelul de educație și eu sunt de la Consorțiul Universitaria, de care am vorbit mai devreme, spunea că ARACIS-ul trebuie să stabilească împreună cu Ministerul Educației o listă de programe cu dublă specializare și de asemenea un plan de învățământ la nivel național. Deci toți care vor fi înmatriculați la astfel de programe dedicate profesionalizării carierei didactice, pentru că până la urmă asta se dorește, vor studia aceleași lucruri cu un plan de învățământ definit de minister și de ARACIS. Sunt chestiuni noi. Noi, deci asta spun că sunt lucruri noi și asta ar fi de făcut, pentru că în momentul în care vor apărea, este clar că noi toți, potrivit legii educației, avem la dispoziție un an de zile să ne actualizăm toate regulamentele, metodologiile, după ce vor apărea metodologiile cadru. Și atunci e treabă foarte multă de făcut. Deci n-aș putea spune că se termină vreodată. Nu, sau nu, că va ajunge un mandat. Apoi da. Este învățământul dual, care iarăși nu este reglementat foarte clar. Sunt niște chestii generale care se spun în lege, dar trebuie să apară o formă clară de organizare a acestui tip de învățământ, pentru că aici partenerii din mediul economic sunt cei care derulează parte dintre activitățile didactice și nu se spune dacă le fac doar pe cele aplicative sau fac și chestii teoretice. Sunt consorțiile de învățământ dual care s-au teoretic au fost câștigate prin niște proiecte, dar încă nu au primit finanțări. Acolo asta presupune și construcții, investiții în infrastructură, să se facă spații în care studentul să învețe, să facă și practică. Foarte, deci este destul de complicat învățământul ăsta dual și cu aceste două forme. Apoi mai este învățământ de scurtă durată, care n-a existat până acum, sau mă rog, a fost înainte de procesul Bolonia, erau acele colegii universitare. Acum ăsta este un învățământ de 2 ani. În Europa toți numesc învățământul ăsta ceva vocațional. Seamănă puțin cu colegiile americane, în sensul că în Statele Unite cei care termină liceul merg la colegiu,
fac 2 ani de școală și abia după aia își aleg direcțiile către care se îndreaptă. Este această formă. Și aici ar mai fi o grămadă de lucruri de făcut, pentru că nu știm încă cum se va implementa, nu știm ce act de studii primesc absolvenții acestui învățământ de scurtă durată, nu știm dacă putem să-și continue studiile fără să se afecteze capacitatea de școlarizare, că eu dacă am și o capacitate maximă pe care mi-o dă ARACIS-ul și dacă îi aduc pe ei să-și continue studiile și îi înmatriculez într-un an superior, echivalându-le primii 2 ani, de exemplu, s-ar putea să depășesc capacitatea. Deci sunt multe lucruri care sunt lăsate deocamdată așa și asupra cărora, cu siguranță, Ministerul va veni cu precizări, cu metodologii. Noi le așteptăm cu interes. Să vă mai zic o noutate din lege, cea legată de microcertificări. Aici este întreagă filozofie cu microcertificările astea. Cel puțin la nivel european și în alianța asta de universități europene din care facem parte, se discută despre microcertificare ca fiind posibilitatea ca un student să meargă de la o universitate la alta, să-și aleagă un pachet de discipline pe care îl oferă acea universitate, grupate într-un anumit fel, astfel încât să ofere o competență, sau una sau mai multe. El merge și studiază la diverse universități astfel de pachete și acumulează niște competențe și apoi le are pe toate într-un portofoliu electronic, așa îi spuneau, de competențe și se poate duce la, astea sunt microcertificările, se poate duce la o universitate cu portofoliul lui și să spună, uite, eu am studiat toate astea, ce diplomă poți să-mi dai? Cât de pregătită este Universitatea Dunărea de Jos pentru aceste schimbări despre care ați vorbit? Dar nu numai noi, că noi, nu știu, încercăm să ținem pasul. Toate universitățile au acele provocări în față și cu toții va trebui să găsim niște soluții să vedem ce este cu povestea asta și dacă este fezabilă, dacă duce la niște rezultate. Că până la urmă, rezultatele unui proces didactic se măsoară în competențele pe care le oferim absolvenților și dacă așa se pune problema ca el să obțină competențe bucățică cu bucățică, o să vedem. Dar cât de pregătiți sunt tinerii să accepte și să aleagă? Ei sunt foarte mobili și foarte flexibili, își doresc să experimenteze, să meargă, să vadă în partea aia cum e, acolo cum e. Atunci nu rămâne decât să vă adaptați, da, și să asta vă face pasul, cu siguranță. Probabil, da, că asta este tendința, da, și în Europa aceasta este tendința. Da, 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 asta vă spun, că la nivel, deci noi am avut discuții cu colegii noștri din consorțiu, din alianța asta de universități europene, exact. Asta este filozofia. Am întâlnit o universitate din Irlanda, foarte avansată, deci se pare că în alte țări și Marea Britanie, acolo chiar au lucrat cu astfel de microcertificări și s-ar putea ca unii să nu-și caute neapărat o diplomă de licență sau de master cu competențe, pur și simplu să obțină o competență care să-i asigure un loc de muncă undeva. Una sau mai multe competențe și să acelea împreună cu portofoliu și să dovedească cu documente că a urmat aia și aia și aia și să se ducă să se angajeze undeva pe un salariu mai bun pentru că avea niște competențe suplimentare. Acum problema este cum le armonizăm și să le punem cap la cap astfel încât ele să contribuie la formarea unui tânăr. Și să se potrivească pe tiparul studentului român până la urmă. Dar și ai noștri sunt dornici să plece, să vadă, să experimenteze, să vadă cum este în alte părți. Asta e un lucru foarte bun, că sunt mobili și nu se limitează la laboratoarele noastre sau la... Deci trebuie să vadă, ca să compare, pentru că uneori nu-ți dai seama cât de valoros ești, decât prin comparație cu alții. Și sper să vadă că noi suntem foarte bine comparativ cu alții. Și nu o spun cu falsă modestie, pentru că am văzut în alte părți cum se întâmplă lucrurile și cred că la noi se întâmplă lucruri frumoase. Lucruri foarte Sunteți frumoase. În măsură să spuneți toate acestea, pentru că sunt sigură că ați văzut foarte multe universități și ați văzut
cum se studiază acolo. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes și vă mai aștept aici la Reperul TV să ne vorbiți despre schimbările legii educației și despre cum reușiți să le implementați astfel încât să fie foarte comode și pentru profesori, dar mai ales pentru studenții noștri. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și m-am promit că am să vin și să vă spun cum implementăm legea învățământului superior. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!